La începutul demonstrației ai încercat să arunci de câteva ori la coș. Ai mai jucat basket până acum? Da, am mai jucat când eram mai mic. La școală eram în echipa școlii, dar nu am jucat de, cred că, 10 ani, deci nu m-a surprins că nu am reușit. Trialul, ceea ce faci tu, trialul pe bicicletă, la fel ca și basketul 3-3, sunt așa numit sporturi urbane, să zicem, din cultura urbană. Da, și suntem în aceeași poziție și noi am dat petiție să fim la Olimpiada. Deci sperăm că și trialul o să intre în Olimpiada, nu numai basketul. De când faci trial? Bine, cu bicicleta merg aproape. Am mers mai repede pe bicicletă decât pe picioare, dar special trial din 2003. În 2007 am reușit să fiu campion național la categoria junior, iar în același an am ieșit locul 4 la elit, tot la națională. După aia, la 2011, am fost la o cupă europeană la Balaton și am obținut locul 3. Ăla e cel mai mare rezultat până acum din România. Și anul trecut am fost la campionatele mondiale, unde era prima apariție a României și am luat locul 26. Cam câte ore pe zi petreci pe bicicletă? Pe bicicletă petrec zilnic cam 3-4 ore și în plus am un antrenament la sală de fitness, cam tot 2 ore. Deci tot antrenamentele cam 5 ore zilnic.